Salutare, dragii mei! Bine ați venit și revenit pe canalul meu! Sunt foarte bucuroasă, sunt foarte fericită astăzi de adormirea Maicii Domnului. A început să plouă acum pe seară și sunt nemaipomenit de bucuroasă, foarte bucuroasă. Într-adevăr, uite că Maica Domnului face minuni. Deja la Sfântul Ilie erau 2 luni jumate de când nu mai plouase. Iar până acum, vă dați seama, 20 iulie, 2 luni jumate, 15 august, deci încă o lună, 3 luni jumate n-a plouat. V-am arătat cum a fost pământul crăpat, crăpat, crăpat. Așa, și am găsit un material frumos pe internet, adică frumos, interesant, la care nu pot să spun că nu am plâns. Da. Am plâns pentru că așa am simțit. Și vreau să vi-l arăt și vouă cum a suferit părintele Arsenie Papacioc în închisorile comuniste. Dar nu numai el, dar și el a fost unul dintre cei care au suferit. Așa. Cu pierura de alături. Cu de la început. Și frică să vorbesc, ca nu cumva să se stingă frumusețea suferinței. Nu e să stai la foc. Așa e. Și discuți valurile acestea ondulate care le la flacăra și alta e să fie în foc. Așa e. Și mă înzarcă, bătiu. A fost foarte greu. Zarca. A fost închisoare în închisoare. Un regim. Eu nu mai spun nu. Dar pe mine doreau să mă omoare, mă băga la răcitor. Frații mei, e groaznic să vezi cum mori și fără să ai un pic de ajutor să te agăți. Doar rază măcar. Groaznic. După trângele murei, constata, n-am murit, m-a băgat și n-am murit. M-a băgat 7 ani, n-am murit. Nici n-am cârtit. Era trecut la exterminare. Delfin a fost guduitor, cine a folosit atunci, ca lângă părintele. Și ne-a spus că l-au băgat într-un ghețar, un fel de gen frigider, congelator, împreună cu un alt deținut, tot preot. Și pe jos erau fecale. Și mirosul îngrozitor și întunericul. Nu pătrundea nicio rază de lumină. Și părintele i-a spus, deci toți care erau scoși de acolo din aceste țari, mureau. Mai puțin de 3 zile, își dădeau obștesc cu sfârșit, pentru că nu rezista inima. Ei fiind și foarte slabi. Părintele i-a spus, nu-ți pierde nădejdea. Eu mă voi așeza cu fața în jos, întins ca pe cruce, și tu te așezi cu spatele peste mine și tot timpul repeți rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, fericit, Dumnezeu, miliește-mă pe mine păcătosul. Și mărturisea părintele că s-a încălzit în frigul acela, așa de puternic, că simțea că arde. Celălalt, la fel. După 3 zile, a deschis ușa. Dacă au văzut că n-au murit, i-a mai închis încă 3 zile. Nu le-a fost ușor. Cu aceeași rugăciune, cu aceeași tărie și cu aceeași putere în rugăciune, au continuat încă 3 zile. I-au scos. După 3 zile, 6 de acum, erau. Dar eu, cum să vă spun, care nu am fost acolo, am fost la Iud, am văzut Iudul cu toată obștea. Era o muzică a durerii. Îmi închipui urlete de durere, mai ales că ei au stat nevinovați în aceste închisori comuniste. Pentru ce au fost închiși? Că propovăduiau credința și că propovăduiau pe Hristos?
să nu-i motiv. Sunt Sfinții Părinți că dacă o vorbă jignitoare a fratului o rabzi, deja ești tu mulțumit. Dar ei că au fost chiniți pe nedrept. Acolo la Iud nu mai erai sigur că trece mâine. Unde eram eu în zarc acolo. Și cei de alături cu celor de alături, că nu prea mult morți. Eu puteam să termin, dar nu puteam să înregistrez ce îmi spune, pentru că puteau repede. Și chiar i-au spoveditul. Și le-am spus, uite ce, mâine dimineață, când vă adunați în partea la celule, în care am și eu, în celula mea, și vă bat în perete, dau dezlegare. Dar spuneți-vă singur păcatele. Gândiți-vă ce ați făcut. E valabil dacă muriți mâine. Ce facem noi astăzi? Dar în viața voastră, dacă veți veni un preot să vă spuneți păcatele la preot care... Și asta așa făceam cu spoveditul. Le dădeam semn și le dădeam dezlegare. Și făceam... Aveam o bucățică de pâine care era și atât. Am treceam prin cele mai importante momente ale liturghiei. Eu nu aveam elemente, nu era vin, nu era... Și pâinea era de urs. Și eu făceam liturghie trecând prin toate momentele. Și dădeam la cei cu care am în celulă. Nu este Sfânta Împărtășanie. Dar mai mult decât anafura este, că eu și era și cadrul care era mai important ca toate suferința propriu-zisă. De multe ori stau și mă gândesc dacă ucenicii din zilele noastre nu sunt așa cum scriu cărțile, cei de pe urmă vor fi mai mari decât voi și decât părinții voștri. Cum trăiește un duhovnic cu cel care îl chinuie? Pentru că Iisus ne învață să ne iubim și dușmanul. Și eu întreb, se poate așa ceva în închisoare? Sau după ce se iese din închisoare? Dragă, uite, pe sigur că se poate să mai zic. Nu chiar așa simplu. Nu chiar așa simplu, dar cum să simplu, cum să fie simplu? Dar asta este totul, că dacă nu știi să iubești vrăjmașul, n-ai să poți să-l iubești, dar să poți să nu urăști măcar. Să-i la un nivel salvator. Nu e bine. Cuvântul ăsta iartă, Doamne, foarte mare lucru. Ăsta răstoră cerul și pământul. Când te-a lovit cineva. Sigur că l-a lovit pe Hristos după tine. Și iartă-mă. Cuvântul care le-a învățat teologia al Mântuitorului nu era rezistență în suferințe. A spus, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Că dacă tu susții viața veșnică în frunte cu Dumnezeu, cu citate de vine, nu cu lui glumă, tot ce a spus Iisus e adevărat. Eu sunt cel ce sunt. Ce mai aștepți? Nu mai pui la îndoială asta. Și-și cât simți nevoia să ai o identitate cât mai aproape de Mântuitorul. Eu, cu vârsta mea, mi-am putut verifica importanța acestei trăiri. E ușor, dar e posibil. Nu a spus și n-au obligat Dumnezeu pe om să facă mai mult decât poate. Nu-ți dă nicio încercare peste puterile tale. Dacă nu putem ierta, ne putem considera creștini? Mai puțin. Mai puțin. Ce mare lucru e când primești o palmă. Iar semne cu Hristos se spui iartă-mi, Doamne. Ei nu chiar că vă bate lumea pe drum. Dar sunt situații că te jignește și afară de credință apunge în fruntă. N-a biruit cel care lovește, cel care a primit. Cine a biruit, Hristos sau iudelele? Cine a biruit?
Cine fuge de cruce, fuge de Dumnezeu. Nu toată lumea fuge. Pentru că cruce înseamnă să duce nu-ți convine. Însă, vrem, nu vrem, o cam purtăm. Da. Și depinde de fiecare cum și-o acceptă crucea și cum o duce. Dacă o duce cu mulțumire, cum și-a dus-o dreptul Iov, atunci ajunge și la bucurile. Asta e teorie în afară de foc, știți? Da. Că focul topește, că focul încălzește, că focul gătește, că focul luminează, că foarte multe să știu. Dar dacă te frige un pic, focul începe să fie ceva de neexplicat. Nu mi-e prea frige. Eu am stat 14 ani la aiut. Da. Sub toate regimurile adverse. Dar m-am folosit. Și mai mult acum decât atunci. Suferința e permanent și vă spun că nu rugăciunea ta așa cum e săraca te va ajuta. Dar accepta crucea cu orice chip ca necesar. Crucea nu acceptă nimeni la chipă, urlă, dar Dumnezeu nu te ia. Decât atunci când vede că tu te-ai folosit și ai depășit crucea. Așa se vede înviere. Nu a înviat numai Hristos, a înviat toată creația. Dar vă repet, n-ar fi fost așa de grozavă dacă n-ar fi fost crucea mai aici. Pentru că dacă se rânduiești în partea divinității să te întărească într-un fel la vaietul tău, nu al disperării, ci al neputinții omenești. Dumnezeu îți arată ceva. Și am făcut o constatare. Atunci când se descoperă cu minune supranatural ceva, simți nevoia să nu vorbești. Că dispare divinitatea din. N-a vrut Dumnezeu, n-a vrut să mor. Ca să vă spun că azi am 90 ani. Fiecare insul este o entitate. Fiecare ins e un cer întreg. Fiecare ins e un Hristos. Fiecare are darurile lui, profilul lui, dimensiunea lui, geometria lui, fiecare. Însă, noi discutăm acum despre momentele acelea în care vor veni, nu scăpăm niciunul.